Salut, eu sunt Andrei și bine ați venit din nou la copacei.ro. Astăzi o să vă povestesc despre probabil cea mai populară plantă din toată lumea asta, despre tuia smaragd. Tuia smaragd e una dintre cele mai frumoase plante, de aia e și cea mai populară. Foarte rezistentă, foarte, foarte căutată și trebuie neapărat să o ai ca și pepinieră, trebuie neapărat să o ai ca și pâinea. Deci în fiecare zi o să vinzi tuia smaragd și nu poți să nu ai așa ceva în pepinieră. Astăzi o să le tundem un pic, mai am una un pic mai jos, o să le tundem în formă de globuri. În alt episod, apropo, am mai tuns două tuia gemene, două una lângă alta, am mai tuns două tuia glob și o să vedeți diferența despre care o să vorbesc imediat. Chestia e că asta au mai fost tunse odată sub formă de globuri și dacă vedeți, s-a îndesat foarte, foarte tare și arată foarte bine. Celelalte două din episodul anterior n-au fost unse niciodată. Acum le-am făcut prima lucrare de globuri, așa ca să zic. Și le-au ieșit mult mai slăbuțe. Astea au fost unse odată și au avut timp, cred că acum 2 ani am tuns-o, au avut timp să se îmbogățească, să se îndese globurile și verdele astea super, super fain, foarte foarte, foarte viu și foarte, foarte bogat. Așa, câteva cuvinte despre tuia smaragd. Am zis clar că e cea mai populară plantă din lume. Toată lumea o știe. N-ai cum să nu știi de tuia. Este foarte folosită la garduri vii, în primul rând, dar și ca plantată solitar. A fost folosită ca și gard viu până acum, dar în ultimii ani și-o cam pierdut din folosința asta. Pentru că lumea a început să observe că ies garduri vii mult mai frumoase din alte plante, din plante care cresc mai larg sau și le pot tunde, altfel decât tuia smaragd. Tuia smaragd trebuie să le pui foarte des dacă vrei să faci un gard viu și nu iese tot timpul chiar efectul ăla de gard viu tuns frumos dreptunghic, exact ca în filme. O să vă spun ce să facem cu tuia de la A la Z, începând cu plantarea ei și cu procurarea ei. Tot timpul să cumpărați tuia din locuri autorizate și de la producători autorizați și apoi să mergem la plantare. Când luați tuia, tot timpul să vă gândiți, să vă uitați cum arată rădăcina ei. Aia e cea mai importantă, aia o să țină planta în viață. Să fie rădăcina în ghiveci, neapărat să fie planta în ghiveci, asta e calitatea întâi. Apoi, următorul nivel de calitate este planta în balot. Și al treilea nivel de calitate este planta cu rădăcină nudă. Planta cu rădăcină nudă o să aveți cele mai mari probleme cu ea, fiindcă o să aveți cea mai mică rată de prindere. Balotul și ghiveciul o să fie rată mult mai mare și o să fie mult mai sigură treaba. Tot timpul recomand să le plantați în perioada repausului vegetativ, adică primăvara sau toamna, primăvara înainte să dea frunzele prin natură sau toamna după ce pică frunzele. Atunci neapărat să faceți plantarea. Dacă cumva vreți să faceți plantarea în timpul verii, să zicem, când e foarte cald afară, neapărat sugerez, dacă nu găsiți tuia la ghiveci, care ar fi cel mai indicat, să luați tuia la balot de pământ. Balotul să fie făcut foarte bine și foarte, foarte mare pe lângă rădăcină. După ce ați luat tuia, începem cu plantarea. Faceți groapa mult mai mare decât balotul sau ghiveciul, ca să pregătiți, trebuie să pregătiți un pic și pământul de lângă, nu faceți o groapă doar cât ghiveciul și aruncați acolo tuia și aia e. Deci trebuie să facem groapa mai mare ca să putem pune pământ mărunțit și să fie locul un pic pregătit. După ce am făcut groapa, punem tuia înăuntru, cum ziceam, punem pământ mărunțit pe lângă peste tot, se tasează bine cu piciorul și cu mâna, locul de lângă plantă și udăm abundent. Udăm abundent în primele 3, 4, chiar 5 zile, mai ales dacă facem asta cu tuia cu rădăcină nudă. O să udăm abundent, nu fiindcă are nevoie neapărat de apă, o să udăm fiindcă vrem ca pământul să se așeze foarte, foarte bine pe lângă rădăcini. Când udăm, o să iasă tot aerul la suprafață, o să forțeze apa aerul la suprafață și atunci tot pământul o să se și ude foarte bine și o să se lipească de rădăcini. Facem asta, cum spuneam, 3, 4, 5 zile și după 2 zile iară venim și tasăm pământul, iară îi dăm o tură bună de apă ca să fim siguri de o treabă bine făcută. După ce am plantat tuia, primul an este cam aproximativ cel mai important. Primul an e cel în care își bagă rădăcinile în pământ și începe să se stabilească acolo, în locul respectiv.
După primul an nu o să mai prea aveți probleme cu apa. Și aici, de exemplu, în pepinieră nu le udăm tot timpul. Plantele din pământ o să reziste foarte bine și o să le ajungă apa de ploaie. Acum depinde locul în care le puneți. După ce s-a stabilit planta, în următorii ani puteți să-i dați un pic de îngrășământ, chiar le ajută foarte tare. Uitați, o să le dea o culoare de asta foarte vie, foarte faină. Și apoi trebuie să vedeți exact ce faceți cu ea. Dacă ați pus tu ea într-un garviu, să le tundeți destul de des. Dacă le tundeți des, vedeți, este o chestie foarte, foarte bogată și arată foarte bine. Dacă o lăsați planta netunsă și necurățată, o să arate urățel. Trebuie tot timpul să avem un pic grijă de ele. Ca și întreținere, nu are nevoie de mare lucru. Dăunători planta nu are. Clar, nu are dăunători în sensul de gândăcei. Nu o să vedeți niciodată gândaci că încep să mănânce frunzele de la toia. Alt dăunător ce-l poate avea este ciuperca. Se pun anumite ciuperci, acum nu știu exact denumirile, se pun anumite ciuperci pe frunze din cauza umezelii, a căldurii, bla bla, și o să înceapă să se uște frunze. Cel mai important atunci este să aruncăm frunzele, să le rupem și să curățăm frunzele uscate și să dăm cu un fungicid. Și atunci planta, întrebăm la fitosanitar de un fungicid și planta o să fie ok după aia. Este foarte important ca în fiecare an să veniți și în interior la toia o să vedeți tot timpul că frunzele este uscate. E foarte important să le curățați în fiecare an, fiindcă atunci planta o să se aerisească. Și ăsta e un mod foarte bun de a împiedica bolile să ajungă la plantă, fiindcă circulă aerul. Aerul e foarte important să nu se îmbâxească planta înăuntru. Așa. Celelalte două tuia din episodul anterior le-am tuns, au ieșit foarte bine, dar ălea trebuie să mai crească un an sau doi ca să fie efectul ăla dorit, foarte, foarte fain. Așa că o să începem să tundem la tuia asta. Asta a mai fost tunsă odată. O tundem un pic și o corectăm și o facem de data asta până sus, că n-am ajuns. Dar o facem până sus, îi facem mai multe globuri și o să iasă fain, fain, fain de tot. Bun, ne apucăm imediat. Mi-am adus farfeca preferată de tuns, așa că ne apucăm acum să tundem tuia. Cam doar de asta aveți nevoie, eventual mai aveți nevoie de o farfecă de aia micuță de mână. Dar în rest, asta e tot ce aveți nevoie ca să faceți o tuia tunsă exact cum trebuie. Am mai tuns tot cu farfeca asta și o tuia spirală în alt episod și tuia alea două gemene, tot așa globuri. Uitați-vă la amândouă chestiile și iese super. Ne apucăm acum. Faceți tăieri scurte, micuțe, și în felul ăsta n-o să greșiți. Dar după cum vedeți, are deja forma foarte faină. Facem numai niște corectori, dar sus trebuie să facem globuri de la zero, dar o să iasă ce trebuie. Am terminat, dar din păcate o trebuie să mă uit un pic în perspectivă la el și vârful o trebuie să îl tăiem. De obicei, mie îmi place să le las vârful așa țuguiat când tuntuia de genul ăsta, fiindcă atunci mai poate să aibă creștere pe viitor și mai putem să facem peste un an, 2, 3, mai putem să facem un glob mai sus și tot așa. Dar asta oricum e foarte, foarte mare planta. Deja dacă se vede, cred că se vede, are foarte multe tulpini pornite acolo de la jumătate în sus și oricum mai mult nu avea rost să o lăsăm să crească mai mare,
De acum încolo, toate lucrările pe care o să le facem o să fie lucrări de întreținere și de frumusețe. Așa că noi mai avem de tuns încă o tuia, o să facem un model un pic diferit, dar cam aceeași idee. Ați văzut că nu vă trebuie nu știu ce experiență, nu trebuie nimic altceva decât răbdare și să faceți totul încetuc și iese ce trebuie. Am ajuns la a doua tuia și asta am început o altă dată să o fac un pic, dar a venit ploaia și n-am putut să termin. La asta o să facem un design un pic diferit, cele două sunt destul de apropiate, sunt aproximativ la 10 metri una de alta, le filmăm la sfârșit pe toate și la asta o să facem glob și ceva așa un pic mai plat, iară glob, iară ceva mai plat și cred că o să iasă chiar foarte bine. E aproximativ la fel de mare tuia, e o tuia bătrână, faină, ce trebuie și ne apucăm de ea. Am terminat și tuia asta, acum putem să dormim liniștiți, ne-am făcut treaba pe astăzi, neapărat să o luați încet, deci neapărat să o luați încet, ușor și să aveți încredere în voi că puteți să faceți asta fără nicio problemă, n-am nici eu nu știu ce experiență în așa ceva, le fac că așa am chef și să aveți și voi chef și o să vă iasă foarte fain. Nu uitați să ne urmăriți și în episoadele viitoare, mai facem chestii faine, mai avem încă două tuia în alt episod și mai avem o tuia spirală, tot în alt episod, să le urmăriți și pe alea și ne vedem data viitoare la copucei.ro. Mersi!